In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Redacția Daregin TV marchează Ziua Internațională a Fericirii prin zâmbete. Anul 2015 este cel de-al treilea an în care oamenii de pretutindeni celebrează ziua acestui sentiment râvnit. Căutarea fericirii este un obiectiv uman fundamental, a declarat ONU în rezoluția din 2012, prin care a declarat data de 20 martie drept Ziua Internațională a Fericirii. Fericirea este un concept metafizic, relativ și subiectiv, dar un lucru este sigur, toți avem dreptul la fericire și suntem în căutarea ei. Este foarte greu să găsim o definiție clară a fericirii. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce este fericirea? Fiecare dintre noi cred că are propria definiție despre fericire și o percepe fiecare într-un mod aparte. Cred că este această stare în care reușești să transmiți bucurie, reușești să transmiți o stare de bine aproape lui tău, poți genera fericire și atunci fericirea generată este și fericirea ta. Pe de altă parte, fericirea e o sumă a bucuriilor mărunte care compun viața noastră de zi cu zi. Dacă știm să extragem din fiecare zi această esență, atunci cu siguranță vom fi fericiți. Dar vor mai trece poate câteva secole până se va reuși să se definească în mod explicit și indubitabil o definiție exactă a fericirii. În asta constă chintesența speciei umane. Ca să fim mai fericiți, psihologii afirmă că trebuie să zâmbim mai mult, să dormim numai puțin de 6 ore și 15 minute, să ne găsim un loc de muncă aproape de casă și să facem câte ceva nou în fiecare zi. De Ziua Internațională a Fericirii, fiecare dintre noi ar trebui să ne simțim mai bine, să fim mai veseli și mai optimiști. Așa că să zâmbim este gratis.